Dragii mei, abonați-vă pe acest canal de YouTube George Dobre. Am revenit cu un nou videoclip din nou, doar că de data asta m-am gândit să vă fac un videoclip de genul acesta, că nu v-am mai făcut un astfel de videoclip cu aceste curci ale vecinei mele. Avem aici trei pui de curcă, avem un curcan și două curci. Acum două săptămâni când v-am mai filmat ultima dată acest videoclip, nu se cunoștea ce este, dar timpul a mai trecut și se cunoaște ce sunt acum. Curcanul ăsta maro este curcan și mai avem aici două curci, da? Nu v-am mai filmat un astfel de videoclip de vreo două săptămâni și e ceva vreme de când n-am mai filmat și m-am două, trei săptămâni cam așa și m-am gândit să vă fac un videoclip de genul acesta, ca să vă zic dacă au mai evoluat puii de curcă, ce se cunosc, dacă se cunosc, cum se prezintă, ce fac. Ei bine, au mai crescut, s-au mai dezvoltat, mănâncă și tărâțe, mănâncă cred că faza a doua sau faza a treia, cam așa. Sunt niște exemplari superbe, avem aici trei pui de curcă, după cum puteți vedea, prieteni. Avem aici două curci negre și un curcan, el este curcanul. El este curcanul acesta cu maro și cu alb și aceste curci și acești pui doi de curcă negri sunt curci. Avem aici trei pui de curcă, avem aici două femele și un curcan, ele amândouă da? Avem două femele negre, da? Vă cum puteți vedea, și un curcan, el este curcanul, da? Și, apropo, acești pui de curcă au vârsta. Acum trebuie să și cunoaște, asta este bine, să le trească, să fie sănătoși. Și s-a dezvoltat și de când ne-am mai filmat de ceva timp, de 2-3 săptămâni, și tocmai ce asta este foarte bine și mă bucur pentru acești pui de curcă. Apropo, să vă zic și câte luni au pui aceștia de curcă. Au, apropo, în jur la 3-4 luni, cam așa, mai au un pic, se apropie de 5 luni, da, vreo o săptămână, două, cam așa, și mai au un pic acești pui de curcă și se apropie de 5 luni de zile de când sunt scoși la clocitoare, la curcă. A avut mai mulți pui de curcă, a avut 5-6, dar că i-a murit în ouă, alții au murit de mititei și au mai rămas 3, că a avut 4 pui de curcă, doar că unul l-a vândut la cineva. Da? Și cam atât. De asta m-am gândit să vă fac un videoclip cu pui de curcă, ca să vedeți și voi ce mai face, dacă au mai evoluat, ce se cunosc acum, dacă sunt femei, dacă este mascul. E bine, cum am mai spus, avem un curcan și două curci, avem un curcan și două curci. Avem aici și găinile pitice și cocoșei din rasa Mii de Flori, după cum puteți vedea. Avem aici un cocoșel superb, un florat cu multe culori, care mie îmi place foarte mult, cocoșelul acesta. Mai avem aici încă un cocoșel românesc, dar este normal. Un cocoșel roșiatic, așa, da? Este foarte frumos, mi-e place foarte mult. Iar avem altul, iar încă un cocoș normal românesc, tot un cocoș roșu, este roșu cu alb, prin fulgi. Mai avem acolo tot o găinușe pitică, uitați-o. Mie îmi plac foarte mult găinile, de asta este și acest canal de YouTube creat, Animale și Păsări, că i-am pasiunea asta și de-aia mă dedic să vă fac vloguri din natura mea, animale și păsări și mai multe. Avem aici iar un cocoșel pitic care tocmai iese acum din coteț,
care este un cocoșel pitit din rața mii de flori, colorat, care este cu creasta bătută. Mai avem iară un alt cocoșel pitic și pe aici lui o găinușă pitică. Nu știu dacă o vedeți foarte clar, pentru că este după curci. Uitați acum este. Deci avem trei pitici și avem doi cocoșei și o găinușă pitică. Ca a fost 4 cu 4, după cum știți, două găinuși și doi cocoșei. O găinușă a murit, a mai rămas doi cocoșei și o găinușă. Dar să fac videoclipul ăsta ca să mai vă spun și dacă sunt pierderi, mai multe chestii. Să mai vă spun cum au mai evoluat puii de curcă, puii de găinușă pitică, cocoșii. Pentru că n-au ajuns la un an aceste păsări, o să ajungă cu siguranță, da, prieteni? Și de asta vă dedic vouă acest videoclip, adică vă fac acest videoclip, pentru a vă spune mai multe amănunte. Dacă mai sunt pierderi, dacă au mai evoluat păsările vecinei mele, dacă este totul bine, dacă este totul ok, este totul ok, au mai evoluat. Toate păsările și-au dat drumul, după cum puteți vedea, și puii aceștia de curcă n-au ajuns încă la maturitatea de un an de zile, dar o să ajungă cu siguranță în curând, probabil la anul. Și acești cocoșei de pitică sunt și acești cocoșei de găinușe pitică sunt foarte bucuros cum au evoluat și cum evoluează. V-am mai spus, mănâncă faza a doua sau faza a treia de tărâțe, pentru că nu mai sunt chiar mici. Acolo avem și găinușa pitică care stă și la soare. Da? Dacă uitați și cotețul, aici se culcă păsările vecinei mele seara. Deci ce să mai vă zic, cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați și voi acolo să dați un mare like la video, de susținere, like, share și subscribe. Și noi ne vom revedea data viitoare cu alt videoclip, bineînțeles. Pa, pa!